doamnelor și domnilor, pentru un pic de context, vă povestesc pe scurt despre faptul că în Copenhaga sau la Copenhaga, în Danemarca, există un local tare, tare bun, apreciat, un local care a fost deschis și este deținut în prezent de către doi tineri din Republica Moldova. Ei bine, acest local recent a fost premiat cu unul dintre cele mai importante premii din industria vitivinicolă. Vorbim aici despre un premiu cunoscut la nivel internațional și e mândria noastră, așa că o să povestim în continuare cu Daniel Frumusachi, somelier, deținătorul recordului Guinness și coproprietar al acestui local despre care am menționat acum. Daniel, bună seara! Îți mulțumim tare mult că ai intrat în legătură directă cu noi! Bună seara! Felicitări din tot sufletul ție și lui Vasile, pentru că sunteți parteneri, nu? Dacă știu exact. Bine. Sunteți parteneri. Exact. Așa. E localul vostru și e interesant cum amândoi sunteți din Republica Moldova. În prezent locuiți acolo. Felicitări! Ne bucurăm tare mult pentru performanța voastră. Daniel, dar povestește-ne un pic mai multe. Ce înseamnă această distincție, de fapt? Deci, mulțumim foarte mult pentru felicitări. Ce înseamnă pentru industria vinului sau pentru un wine bar, Star Wine List, asta ar fi cumva un Michelin guide în lumea restaurantelor, ceea ce vorbim de bucate și service. Deci noi am intrat primul an, 2024, în ghidul celor mai bune 19 wine baruri din Copenhaga și am primit stea roșie. Cumva asta este un început. Ne mândrim foarte mult, pentru că pentru a fi inclus în acest ghid trebuie să arăți niște performanțe enorm de mari referitor la culegerea și alegerea meniului de vinuri, referitor la atmosfera care o vindem în wine barul nostru și, desigur, serviciul pe care îl facem, ospitalitatea pe care o vindem. Dar... Asta înseamnă Star Wine List. Așa. Daniel, dar zi-ne un pic, ce se întâmplă de fapt? Vin niște experți, vine un juriu la voi, vă anunță despre faptul că urmează să vină? E ca o lecție deschisă, cum se făcea pe vremuri la școală când eram elevi? Sau cum? Cum se întâmplă? Am fi vrut noi să ne anunțe înainte de venit, poate ne-am pregătit mai bine, dar na, nu lucrează așa. Noi ne-am trezit doar cu un mail din partea lor. Și mai multe informații. Și de fapt, după ce am primit mail-ul, mi-am dat seama când ei au fost și cine au fost ei, de fapt. Am avut un cuplu de doi tineri care aparent mi-au făcut părsuri în cap. Au venit și s-au făcut că nu le place nimic din meniu. Le-am dat să guste 95% din vinurile care stau la noi în frigider și gata, eram transpirat tot, eram mort. Cum n-ai văzut, vă placă chiar toate vinurile din frigider, niciunul? Cum așa? Și i-am dat ultimul vin. Zic, păi, ăsta e ultimul care îl avem în frigider. Și zic, dacă nu le placă asta, cer scuze, dar nu avem ce vă oferi altceva. Și când colo, hop, ultimul vin le s-a dat pe plac foarte mult. Dar na, adică am transpirat tot după așa experiență. Și deja mi-am dat seama cine au fost ei și pe special A fost un joc de rol, nu? A fost un pic de scenariu acolo. Exact. Mi-au încercat și rezistența la nervi și la presiune, că n-am mai văzut nimic de altcineva ca să nu le placă nimic, practic, de meniu. Ce interesant! Și noi știm că o parte din vinurile voastre, sau chiar mai bine de jumătate din ce aveți, sunt moldovenești vinurile. Exact, exact. O bună parte sunt vinurile din Republica Moldova, mai multe la producătorii mici. Încercăm să promovăm vinurile celor mici, afacerilor mici și ceea ce ne și reușește la moment. Majoritatea vinurilor din meniu la moment sunt cele moldovenești. Și pentru cei care cumva ne zic, uite, ați plecat din țară, nu ați mai venit înapoi, nu ajutați nimic, nu vă dați datoria țării, deci vreau să le zicem că noi foarte mult susținem Republica Moldova prin faptul că vindem niște cantități destul de bune pentru un wine bar mic al nostru și promovăm imaginea țării. Chiar recent, la mijloc de aprilie, o să avem un eveniment privat, deci aparent privat, pentru o companie extrem de mare din lume, nu pentru că o dau nume. Cei ne-au cerut să repetăm experiența lor cu mâncarea moldovenească și vinurile moldovenești. Deci este a doua oară când noi o să servim mămăligă, sarmale,
și în bucate tradiționale, baba neagră și alte, și alte chestii pentru danești, când mă dat seama. Daniel, se întâmplă ca să vină la voi în local moldoveni care sunt într-o călătorie, într-un city break prin Danemarca, prin Copenhaga și vin la voi că vor să vă cunoască și să petreacă un pic la voi acolo? Da, deci de când am început activitatea în bar, am strâns și am făcut o comunitate de moldoveni extraordinar de frumoasă. S-au strâns destui de mulți moldoveni, pentru că sâmbătă și vinerea, în weekend-uri, poți auzi mai mult de jumate de local vorbind limba română. Ceea ce e foarte bucurător, pentru că după cuvintele lor, noi putem să le oferim o parte din casă, să se simtă ca acasă. Și de asta câteodată mai băgăm și prin meniu niște brânză de oi, mai facem și o mămăligă pe aici, niște slănime. Și un tulburel mai aduceți, că la ziua vinului ați sărbătorit acolo. Exact, am adus, din păcate, doar 20 de litri de tulburel. Nu o să mai facem acel greșeal anul viitor, o să ducem cel puțin 100 de litri, să știe tot orașul de ziua vinului moldovenesc. Tare frumos. Daniel, și spune-ne, iată faptul că ați primit această distincție. Ce presupune? Vă face un pic mai responsabil? Sunteți acum un pic mai, habar n-am, nu știu, ce înseamnă asta pentru voi, ca local? Ce înseamnă asta? În primul rând înseamnă presiune, pentru că dacă ai o distincție internațională, una să o primești, nu e atât de greu, adică doar faci un service bun și chiar muncești foarte mult și ai primit, nu e atât de imposibil. Dar cel mai greu este să menții steaua sau să obții ceva mai mult. Asta este absolut foarte, foarte, foarte greu. Și ceea ce o să implementăm anul acesta, că la anul poate să ajungem în top celor mai bune meniuri de vinuri din Danemarca. Pentru noi ce înseamnă asta? Da, în primul rând e un punct bun de marketing, pentru că aceasta deja îți dă un semn de încredere că, păi, uite, aici se face treabă bună, aici se servesc vinuri bune, prețuri bune, service bun și totul este bine. Dar ce s-a schimbat? Nimic. Același service frumos care l-am avut, aceleași vinuri bune care le-am avut, o să rămână mereu în meniu. Daniel, nu pot să nu te întreb și pe tine personal. Ce faci în perioada asta? Mă refer la recordurile, că tu deții două recorduri, nu? Da. Sunt două la număr. Haideți să vă arăt unde stă recordul ăla. Ia, arată-ne. Eu l-ai acolo, desigur. La locul de muncă. Da, amintește-ne, Daniel, că eu sigur o să greșesc. Tu deții două recorduri pentru cele mai multe sticle de... Exact. Iată cum o să încercați să vedeți acea diplomă care stă acum pe perete în bar. Dacă se vede. Da, vedem. Deci da, am deții cele mai multe sticle de vin spumant în 30 de secunde și într-un minut. Și acum planific să mai bat și alte recorduri, precum cele mai multe sticle de vin deschise într-un minut. Sticle de vin, nu de spuman. Și asta o să fie cât de curând posibil în viitoarele luni. Și mai sunt și alte planuri de a face și alte recorduri, dar cumva o să fie surprindere. Așteptăm cu nerăbdare. Noi vă urmărim, vă admirăm. Daniel, felicitări încă o dată și ție și lui Vasile. Salută-l și pe Vasile din partea noastră. Și vă așteptăm în studio. Ne-am bucurat tare mult odată să ajungeți împreună ambii în studio la noi. Îți mulțumim tare mult. Vă mulțumesc. Mersi.